Școala gimnazială Dr. Ilie Pavel, situată în cartierul Zidar din Râmnicu-Sărat, urmează să fie extinsă și reabilitată. Investiția va fi realizată printr-un proiect depus de autoritățile locale în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală 2. După câteva luni în care au actualizat și completat documentația tehnică, realizatorii proiectului se pot declara mulțumiți. Proiectul a ajuns în faza de semnare a contractului de finanțare. Pentru Școala Dr. Ilie Pavel, marți, probabil, vom merge la București ca să semneze contractul. Deci am reușit în sfârșit, cu multe zile, să se definitivă problema acestei școli. De asemenea, săptămâna trecută, pe 20 de ani, am depus proiectul CAPSA 3-2 pe mobilitate urbană. Să dea Dumnezeu să primim de spune când va începe vara. Primarul din Râmnicu-Sărat a anunțat astăzi încă un succes. A reușit să deblocheze situația lucrărilor de distribuție și deviere a rețelei electrice din cartierul Bariera Focșani. Asta a venit să prevedeați preamplasamentul și după ce vremea le va permite, se vor apuca de treabă. Sper să mai apară ceva. Edilul din Râmnicu-Sărat este convins că urmează o perioadă fierbinte în care Consiliul Local va trebui să aprobe mai multe proiecte de hotărâre necesare unor importante investiții. El speră ca ședințele următoare vor avea asigurat cvorumul chiar dacă a început perioada concediilor.